Detașamentul de pompieri din Zaleu a fost solicitat să intervină pentru a stinge un incendiu izbucnit la un acoperiș al unui centru social situat pe strada Spicului din municipiul Zaleu. Evenimentul a avut loc marți 25 octombrie în jurul orei 15:10. Din datele primite de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Salaj, Lucian Jacodi, cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic de la un coș de fum sau burlan neizolat termic față de materialele combustibile. Au ars aproximativ 40 de metri pătrați din acoperișul centrului social. Din fericire, în urma incendiului, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.